Acești oameni nu știu mai nimic despre Crăiță, despre americanul din Los Angeles, despre Churchill, despre niște personaje care au ajuns în proximitatea lui Răzvan în asemenea hal, încât, iată, noi ne punem întrebarea dacă n-au făcut mai multe tâmpenii decât... El tot timpul își ținea... Da, nu ne amesteca. Ne separa, nu amesteca. Asta am înțeles și eu, dar n-am amestecat lumea noastră, de exemplu, cu aia lor de acasă, dar voi erați cu la el pe acasă. Da, adică... nu, da, nu tot timpul eram. Nu tot timpul, da, dar... Că nu știu eu, e de înțeles. Da. Dacă domnul Oprea, ne-ați și spus deja o chestie care ne-a băgat în ceață. Din prima. A spus că, da, Răzvan locuia cu cineva, dumneavoastră erați foarte prieten cu el de un an de zile. Dar nu știa pe omul. Da, l-am văzut pe ăla, dar abar n-am cine e. Da, în ultima perioadă... Da, dumneavoastră când da. V-ați dus la el acasă și el locuia cu cineva Los Angeles. Nu l-ați întrebat cine e ăsta, măi? Nu, nu v-a făcut cunoștință, domne, Costel din Los Angeles. Da, că american. Din Los Angeles pe dreapta, adică omul de lângă cocoșeria Dunkin' Donuts. Numele de familie, probabil. Da, am înțeles. Păi spuneați că nu l-ați cunoscut. Dar care e prenumele ăsta american? Pe băiatul ăla nu l-am cunoscut. Atunci l-am văzut prima oară când am fost la el în casă. Bun, și atunci când l-ați văzut, și singura v-a prezentat, adică, domne, prietenul meu... Ba da, dar nu mai vorbesc cu Andra, că mă bănuiesc că are instinctul feminin, al șaselea simț, știi? Orice om își face o părere. Bă, cine e ăsta? E iubitul, e dealerul, e nu, adică nu v-a spus și voi, măcar că da, rămâneați voi doi acasă, bă, nu vă întrebați cine ar fi, mă, ciudați ăștia. Dacă mă întrebați pe mine, din punctul meu de vedere, era unul din prietenii lui pe care nu-i cunoșteam. Iubitul lui care... Unul dintre prietenii pe craca... Unul dintre iubiți. Unul dintre prietenii pe care nu-i cunoșteați, erau foarte mulți care nu locuiau cu el. Nu. Ăsta avea această minunată particularitate că locuia cu el. Păi despre ăsta aflăm că locuia cu el. Despre Crăiță aflăm că la 12 noapte l-a așteptat să iasă din duș. Despre Churchill aflăm că i-a dat mașina. Bă, niște oameni apropiați. Da. Adică la mine, la duș, stă cine stă cu mine în casă, mașina mi-o dă eventual cel mai bun prieten. Sincer, ăla care doarme la mine, dacă vine cineva în vizită și e iubitul meu, asta încercăm noi să aflăm de la voi, în măsura în care dacă voi. Dacă noi când l-am întrebat, m-am încurcat lumea. Răspuns că e un băiat care locuiește în Los Angeles, unde a zis el că locuiește. Și o să, stea o perioadă la mine. Îl părăsise iubitul. Asta americanul. Să zicem că americanul avea cea mai puțină influență în povestea asta. Cine era Churchill? Știați cu Churchill? Nu știu. L-am văzut un om care îi dă mașina, la Constanța. Acolo l-am întâlnit. Stai bă, Dane, că îi dă mașina. La audieri. Dane. Ajungem și la audieri. Dane, îi dă mașina, îi dă mașina. Dar nu-l convinge Vica Blohina, care pretende o viață să meargă la mare, dar îl convinge la 3 ore mai târziu să meargă la mare. Asta încerc să înțeleg. Și unde să meargă la mare? Într-un loc groaznic. Unde nu-i place. Da. Noi când ne-am întâlnit cu Crăiță. Cine-i Crăiță? Care se dădea cu capul de lespezi pe la cimitir, știi? Adică părea apropiat. De câteva ori pe bine, pe la cimitir se mai dădeau cu capul de lespezi unii care veneau de la poliție, că le reclamaseră. Ce legătură? Ce gen de relație avea Răzvan cu Crăița ăsta? Mie mi se pare un personaj dubios din jurul lui, știi? Bă, nu știu dacă e dubios sau nu, dar faptul că voi, care ați stat în ultimul an alături de el, mai mult decât am stat noi sau alții, nu-i știți, deja asta devine dubios. Deci noi l-am văzut de câteva ori pe acest Crăiță. Da. Adică, domnul Sorin, dumneavoastră, spuneți un lucru și Maral confirmă că ținea găștile de prieteni. Da. Adică el avea personalitate multiplă sau cum? Nu mă uită, de exemplu, la Vica în casă n-a venit niciodată cu oamenii ăștia. Păi nu, dar stai un pic. Deci era o gașcă care trăgea pe nas. Deci clar că era o gașcă care făcea sex în grup. Da. Era o gașcă care se ducea la Traviata. Mă rog, mă gândesc eu. Zic, lăsând dau exagerările deoparte, cam așa. Adică era o gașcă care se droga, avea o viață una ascunsă, cu care multe aspecte din viața lui erau ascunse. Și atunci nu știa stânga ce face dreapta, cam asta era. Dacă avea personalitate multiplă. Da. Ok.